Unde a zburat rândunica? De Titel Constantinescu. Când s-a trezit Cip-Cirip, bătea un vânt rece care legăna frunzele copacilor și tufele măceșilor. Soarele nici nu răsărise încă și vrăbiuța Cip-Cirip își luă zborul spre prietena ei rândunica. O să zburăm amândouă până la iaz și o să facem baie împreună, se gândea pe drum vrăbiuța bucuroasă. Ia în apă, eu un nisip. Căsuța rândunicii era sub streașina unei case, sus, sus de tot. Cip, cirip, cirip, făcu vrăbiuța, ceea ce pe limba vrăbilor însemna: vecinică rândunică, ieși afară, surioară! Nu-i nici cald și nu-i nici soare, dar e bine de plimbare! A stat vrăbiuța, a mai strigat odată, de două ori, apoi, sfâr, a zburat spre pădure. Frunzele copacilor începuseră să se îngălbenească și firele de iarbă nu mai erau verzi. Vrăbiuța simțea că e mai frig decât ieri, dar nu prea înțelegea de ce. Și cum zbura ea, așa, mai aproape de pământ, numai ce-o văzu pe furnică. Aceasta ducea spre un mușuroi un miez de pâine mai mare decât două furnici la un loc. Vrăbiuța se apropie de ea și ciripi. Cip-cirip, soră furnică, n-ai văzut pe rândunică? Dar furnica îi răspunse fără să se oprească din drum. N-am văzut-o, n-am văzut-o, du-te și întreabă-l pe bursuc. Eu n-am timp să mă uit după rândunică, acum îmi fac provizii de iarnă. Vrăbiuța zbură mai departe până ce îl întâlni pe Moș Bursuc. Abia ducea în gură o ramură cu frunze roșioare ca rama. Se pregătea să-și facă culcușul. Vrăbiuța se opri pe un fir de măceși. Moș Bursuc, n-ai văzut vecinica rândunica pe aici a trecut? Dar bursucul nu o văzuse pe rândunică și îi păru rău că n-o putea ajuta pe vrăbiuță. Și iar zbură vrăbiuța mai departe. În poiană întâlni o șopârlă. N-ai văzut-o pe rândunică? Întrebă ea. Dar nici șopârla n-o văzuse și îi răspunse repede. N-am văzut-o, n-am văzut-o, n-am avut timp. Toată dimineața am căutat o piatră mai mare sub care să dorm toată iarna. În sfârșit am găsit una. Șopârla a plecat spre noul ei culcuș, iar vrăbiuța a zburat până la iaz la prietena ei broscuța. Vrăbiuța se opri lângă malul lacului și strigă. Hai, broscuță, oac-oac-oac, ieși acum puțin din lac! Cip-cirip, cip-cirip! Și iată că broscuța ieși la mal. Bună ziua, broscuță! Ciripi vrăbiuța. N-ai văzut-o pe rândunică? O caut de azi dimineață. Nu, n-am văzut-o! Răspunse broscuța. Oac, oac! Mi-am făcut o căsuță în nămolul din fundul lacului. E așa de cald acolo, o să dorm toată iarna. Dar ce se aude? Întrebă broscuța. Ia te uită, niște păsări! N-o fi și prietena noastră rândunica?
Ba da, și eu sunt, răspunse rândunica și coborâ lângă ele. Dar unde ai fost până acum? Întrebă vrăbiuța. Te-am căutat peste tot și nu te-am găsit. Am stat de vorbă cu alte rândunici pe niște fire de telegraf și ne-am făcut planul de drum. Cum? De ce plecați? Întrebară broscuța și vrăbiuța. N-avem ce mânca la iarnă. Aici nu mai găsim nici musculițe, nici viermișori. Dar o să mai vii? Întrebă vrăbiuța. Sigur că o să vin, la primăvară! Vrăbiuța era tare bucuroasă. Se gândea cum să păzească mai bine cuibul rândunicii până la primăvară. Și rândunica a plecat. S-a ridicat sus, sus de tot și împreună cu celelalte rândunici, strânse în stol, au zburat mai departe spre țările calde. Vrăbiuța ciripi în urma rândunicii. Drum bun, rândunico! Apoi zbură repede spre cuib ca să-l deretice, să aibă și ea adăpost peste iarnă.